Dragi prieteni, ca de fiecare dată mulțumim și partenerilor noștri ce ne susțin în realizarea acestui podcast Super Social, Mobile Arts și Primo. Dacă și voi vreți să deveniți parteneri cu noi aici la Victory Cup în Victory Extra Time, puteți să ne contactați pe pagina de Facebook sau la numerele de telefon pe care le puteți găsi pe site-ul competiției. Găsit din nou din pub-ul Victory, aici unde ne aflăm de fiecare dată în prelungiri. În Victory Extra Time, un podcast ce își propune să vorbească despre fotbal. Pentru că ne aflăm la Victory Cup, aici unde se desfășoară probabil cea mai mare competiție de mini-fotbal din Europa de Est, să-i spunem deocamdată ce am studiat noi. Dragilor, de data asta am adus un om care a condus fotbaliști. O gașcă nebună de fotbaliști, o gașcă ce se afla în regie și care, din care au ieșit fotbaliști apreciați mai încolo și care au participat în cupele europene, la națională și așa mai departe. Alături de mine este domnul Vasile Șiman. Bun găsit, domnule Șiman. Bine v-am. Am spus bine, ce fotbaliști avea sport. Cum era? Cum erau acele vremuri și cum reușeați să aveți, sau cum ați reușit să aveți astfel de fotbaliști? Cam așa aș începe eu. Atât de bun sau atât de... Atât de bun, da. Atât de bun. La început, ok, meritul, să zicem, al cel care am condus destinul la momentul respectiv a fost al nostru de promovare, dar de formare nu a fost al nostru. Ei au fost formați de către antrenori, de către cei care au condus clubul înainte. Adică domnul Jurcă, domnul Madea, Gorgorin, care erau antrenori în cadrul sportul studențesc. Dar cum alegeați antrenori? Noi am avut meritul sau am avut de a-i susține și a-i de promova. Pentru că în 99, când am preluat eu sportul, ei aveau, majoritatea erau 79, 80, 81, 82, să spunem așa. Da. Atunci aveau între 17 și, să zicem, 20 de ani. Adică erau spre, eu știu, sfârșitul formării. Dar dacă am avut un merit, am avut un merit în sensul de a încerca și de a putea îi pune în valoare în funcție de posibilitățile sau capacitățile lor reale. Care, de fapt, acest lucru lipsește fotbalul românesc, de a înțelege ce poate un om și în funcție de capacitățile lui, de a încerca să-l pui în valoare. Nu vreau să ne grăbim cu subiectul sportul, pentru că sunt atâtea lucruri de vorbit despre sportul studențesc. Vreau să vă întreb, de ce nu mai sunteți în prim plan? Sau ce faceți în acest moment? De ce ați ieșit cumva? Sau ați făcut un pas în spate din viața? Legat de sportul studențesc, nu am ieșit niciodată. Adică în sensul că nu m-am debarasat de el așa în totalitate, dar în perioada 2013, în momentul când ne-am trezit cu câteva sute jucători declarați liberi de către AMFB FRF, efectiv, sportul nu a avut cu cine să joace. Adică ne-am trezit decât au rămas legitimați la sportul, decât cei trei copii ai mei. Restul n-a mai fost legitimat niciun jucător. Și atunci, în momentul respectiv, nu am avut cu cine juca. Adică motivul principal pentru care 2013-2014 sportul n-a mai participat în competiție a fost că nu a avut cu cine să joace. Cum a fost? Iar la momentul respectiv nu am vrut să încep de la început să fac același lucru într-o situație în care sub anumite aspecte am fost contestați. Adică în sensul că, nu știu, poate că n-am făcut bine anumite lucruri care au fost legate de activitatea respectivă. Dar așa s-a interpretat. Din moment ce au venit cu pancarde la o AMFB, unii părinți în care au cerut anumite lucruri, adică efectiv n-am înțeles niciodată. Adică a fost un interes indirect pentru a face acest lucru. Cum a fost acel moment pentru dumneavoastră? Și cum? Normal. Ca orice în viață. Serios? Da. Să te trezești deodată exclus? Nu am fost exclus. Exclus. Să vă treziți fără nimeni, fără niciun jucător. Exact cum asta a fost situația. Nu pot să cred că... Pe ce, adică, ce de crezut? Mă gândesc dacă mă pun un pic în locul dumneavoastră la acel moment,
să rămâi fără nimic. Pentru fotbal, multă lume poate a înțeles sau înțelege că mi-a făcut mie personal cineva vreun rău. Nu, mie mi-a făcut un bine. Dar pentru fotbal s-a produs un mare rău. Pentru că noi eram în interiorul fotbalului și lucram pentru fotbal. Adică nu lucram împotriva lui. N-am avut nicio metodă, niciun principiu și nicio apucătură care era împotriva fotbalului. Care credeți că a fost cea mai mare greșeală pe care a făcut-o în fotbal? Nu am făcut nicio greșeală majoră. N-aveam cum să fac greșeală. Nu. A fost o conjunctură nefavorabilă. Trebuie să-ți imaginezi că fotbalul din 2013 sau fotbalul din 2010 sau fotbalul din 2000 sau fotbalul din 2003 e diferit decât fotbalul de acum. Mult. Sunt alți oameni, sunt alte principii, erau alte metode, credeau, aveau alte crezuri, credeau în alt tip de fotbal. Era cu totul diferit. Nu aveam eu cum să fac greșeli majore care să ducă la ceva catastrofal sau la ceva care să pericliteze existența unei echipe. Nu, eu m-am luptat întotdeauna pentru interesele echipei. Indiferent de situație și am făcut acest lucru până în ultimul moment. Dar în măsura în care am reușit să nu, asta e o altă discuție. Ar mai putea sportul vreodată să revină? Poate în orice moment să revină, dar nu cu structura respectivă, cu un alt tip de fotbal. Cu alt tip de organizare, cu alte principii, pentru că un fotbal fără spectator, fără apartenență, e foarte greu să mențină la nivelul înalt. Nu poți să ai echipă de fotbal de Liga 1 să participă în Liga 1 să n-ai niciun spectator. Să ai 10 spectatori. Și totuși această echipă, sportul, că aici era paradoxul. Sportul a fost menținut artificial de către domnul Marc Popescu, Dumnezeu să-l ierte, că a murit recent, o perioadă lungă de timp și ulterior pe aceeași linie a fost menținut artificial de către mine. Da, totuși asta spun că e paradoxal. Această echipă, sportul, era cumva iubită de publicul larg. Într-adevăr, nu erau spectatori, dar... Era o a doua dragoste permanentă. Da. Adică, la modul, uite ce frumos joacă, sau uite ce... După ce ne-am bătut noi între noi la Steaua, la Dinamo, la Rapid sau la nu știu cine, hai mă să vedem și pe aia de la sportul, parcă joacă bine. Adică era, la sportul veneau tot timpul oameni care țineau cu altă echipă în afară de sport. Adică era echipa a doua, o echipă simpatizată la nivel de exprimare. Dar n-a fost niciodată o echipă care să... În anii 80, sigur că a fost o echipă de cupuri europene, au fost câțiva ani care au participat în cupuri europene, dar sportul a avut 12 participări în cupurile europene. Adică n-a avut, nu 12 la rând, 12 total, da, total participări. Dacă putem vorbi despre... Acum sunt echipe care participă într-un singur an. Exact. De 12 ori. Adică e foarte greu de... Era o altă orânduire socială, era o altă structură socială, era un alt sistem social economic. Nu poți să compar lucrurile. Adică sportul dintotdeauna a produs sau a fost prin felul de a fi, a fost o formă de surpriză. Dar nu a reușit să aibă o constanță în evoluție, nu a reușit să aibă o constanță și o stabilitate financiară, că era foarte, foarte greu să faci acest lucru. Fotbalul spuneați că s-a schimbat. Da. Mai pot fi găsiți fotbaliști de genul acela, de genul fotbalului, hai să spunem, anilor 2000. Hai să nu mergem mai departe de atât, pentru că 2006 știm, am fost fantastic, deci aveam un nivel. Fotbaliști de anilor de tipul anilor 2000 nu trebuie să găsești, că nu ar mai face față acum. Adică trebuie să găsești fotbaliști actual de astăzi. Un Radu Drăgușin nu cred că îl găsim peste tot, da? Păi, Radu Drăgușin este un produs al sportului. Drăgușin a fost primii 5 ani până la celebra revoluție de, eu știu, care s-a produs în 2013, el a fost jucătorul sportului. Deci îl știți? Îl cunosc, da. Îl cunosc. Acum nu-l cunosc ca și evoluție, că n-a, da. Dar îl cunosc ca și față. Uh-huh. Pentru că țin minte când s-a legitimat,
a venit la... Noi avem o condiție de legitimare că trebuia să cunoaștem părinții sau gen bunici, bunică. Da. Și el n-a putut să vină cu părinții, că ambii părinți erau în cantonament și a venit parcă cu un bunic. Sau în orice caz cu o rudă, nu rețin exact, dar fața lui așa senin nu avea și atunci așa. S-a uitat la tine, avea niște trăsături specifice. Omului care știe ce vrea sau care, eu știu, să luptă, să obține ceea ce îți dorește. Da. Dar... Vedeați, aveți abilitatea asta să vedeți în ochii unui copil? Nu, abilitatea nu neapărat în ochii unui copil, abilitatea unor cumul de factori care duc la un succes. Adică aprecierea și comportamentul psihologic, proveniența lui, apartenența lui, de unde provine, din ce mediu. Și cum era? Cum, sau prima discuție, vă amintiți ceva din ea așa? Nu vă mai amintiți. În detaliu nu, pentru că am discutat cu sute, cu foarte mulți jucători. Pentru că permanent să legitimăm jucători. Dar era o condiție că eu trebuia să discut înainte de legitimare când era dosarul complet. Adică să făcea o fișă de evaluare care era contrasemnată. Da? Fișa respectivă era contrasemnată de către antrenor sau de către șeful centrului. Era contrasemnată de către cu anamneze de către un doctor. Era semnat, contrasemnată de către un psiholog cu criteriile respective, specifice analize care se făcea. La început era o analiză mai simplă, ulterior testele se complicau în funcție de vârstă. Nu puteai să dai același tip de teste la un copil de 7 ani. Ulterior se semna directorul tehnic, da? Și după ce era dosarul complex, se prezenta un dosar cu absolut toate. Eu la urmă luam dosarul respectiv și dacă era complet, îl acceptam. Dacă nu era complet, nu-l acceptam și nu se legitima jucătorul până la dosarul complet. Iar mai mult decât atât, era o întâlnire directă cu părinții, de cele mai multe ori mamă, tată, da, pentru a înțelege cu cine avem de face. Li se spuneau condițiile de legitimare, condițiile de plecare, principiile pe care funcționăm. Câteodată era o ședință, să zicem, de mai multe persoane, dar de cele mai multe ori erau discuții individuale cu privire la abordarea sau la viitoarea colaborare, ce constă. Nu îi țin minte pe foarte mulți, dar pe unii dintre ei i-am memorat, așa, pentru că erau foarte, foarte mulți. Dar, în orice caz, din punct de vedere al evoluției ce era la el, era cazul lui Drăgușin, era un copil bine văzut, dar nu era considerat jucător, să zicem, de top. Nu avea niciodată un statut în sensul ăsta. Era un alt jucător, de exemplu, Cârjan era considerat așa, că și Cârjan era tot. Da? Da. De la Da. Care era... Se vedea de atunci... Nu se vedea. Repet, nu l-am cunoscut nici pe Cârjan, nici pe Drăgușin, dar ca și evoluție mă refer. Uh-huh. Dar vorbesc de statut sau de percepția antrenorului sau mediul, sportul studențesc în jurul unui jucător. Dar erau apreciați, că de obicei, la momentul respectiv, noi sau la noi veneau cam cei mai buni sau cei jucători care se evidențiau de altă echipă. Erau vânătoare de jucători așa din partea sportului, prin antrenori, prin cei care făceau selecția pentru a-i aduce și a încerca să-i aducă, să zicem, pe cel mai bun, teoretic. Ăsta a fost și unul din motivul rupturii, pentru că la momentul respectiv, când s-a dorit să se construiască echipa respectivă, în speță, cum doamne, Dim Soft, a domnului Florică, stânsul vrea cu orice preț să-l facă pe fiul său fotbalist. Nu știu dacă a reușit sau nu, că am văzut că joacă la diferite echipe de Liga 2, dar nu știu cu ce reușită, nu îl cunosc personal, nu mă pot pronunța. El avea o relație la noi, care era domnul Badea, care era fost ofițer SRI și care prin dânsul s-a făcut legătura și contactul cu părinții și racolarea lor în timp cu scopul de a-i racola. Adică, practic, viitorul regal Atletic sau Atletico Madrid s-a constituit din jucătorii de la sport. Care ei au făcut săpături în sensul ăsta pentru a-i transfera sau pentru a-i legitima la sportul. Sigur, antrenorii le-au dat mesaje de genul la părinți.
uite, eu plec de la sportul, dacă doresc să mă urmez, eu, viitoarea mea activitate o să desfășor la Regal Athletic sau din Sub, da, sau cum se numea. La început, țin minte că a fost un singur jucător, un mijlocaș ceva, care a stat vreun an de zile fără să joace, care a fost, eu știu, racolat în paranteză de către echipa de către Dimsoft, iar ulterior s-a făcut o chestie în grup, în sensul ăsta, profitând de situația conflictuală care era la prima echipă, s-au contactat antrenori și s-a lucrat timp de 6 luni la să copt, să zicem, plecarea asta. Adică un motiv al rupturii în cadrul sportului studențesc că a fost și acest lucru, pentru că să căutau diferite destinații pentru mici bișnițărele a unuia și altuia care făceau acest. Mă uit cum vorbiți despre fotbal și despre fotbaliști. Da. Nu vă e dor de Liga 1? Să fiți? De Liga 1 nu mi-e dor. Păi îi văd. Nu. Să fiți? Să fac parte, nu. Nu? De ce? Vă simt așa că vă e dor de... Nu, n-are de ce să fie dor de ceva, de ce nu sunt, de ce nu am. Mie mi-e dor tot timpul sau îmi doresc lucruri care le am. Mă, nu mă interesează lucruri care sunt departe de mine, secundă asta. Și nici nu vă interesează la un moment dat să... Nu se știe ce îți oferă viitorul. Adică se poate întâmpla orice, dar nu am o preocupare pentru acest lucru. Adică nu sunt preocupat, vădit să fac acest lucru, pentru că depinde ce vrei să faci. Să te chinui pe Liga 1, așa ceva nu mă interesează. Să crezi în ceva în ce nu există, nu mă interesează. Să fii iluzionist de Liga 1, să speri că într-o zi nu știu ce se va întâmpla, nu mă interesează. Adică mă interesează lucruri reale, palpabile. Ați avut, sunteți un tip vulcanic și poate de multe ori... Exploziv de multe ori mai degrabă. Exploziv, vulcanic. Vulcanic, nu. Hai să-i spunem. Am avut foarte multă răbdare cu foarte multă lume. Extrem de multă răbdare. Da? Da. Dar spuneți-mi, care a fost fotbalistul care considerați că v-a supărat cel mai rău? N-am avut așa ceva. Ai cum că mai... Sincer. Mai ales când erau acele tensiuni. Nu contează. Eu mă așteptam și le știam. Da. Adică nu... E foarte greu să mă dezamăgească cineva pe mine din moment ce îl cunosc. Adică dumneavoastră vă așteptați la anumite reacții și nu erați luat cumva Nu mă așteptam. Am fost luat prin surprindere în anumit sens pentru că au făcut lucruri care erau împotriva lor. Am crezut că au mai multe minte. Dar doar o surprindere parțială, n-a fost o surprindere totală. Că știu mentalitatea jucătorilor de fotbal, cunosc felul lor de a fi. Adică știu cum gândesc, știu ce... Ei au așteptări numai să le rezolve cineva ceva. Ei nu au... Adică de jucătorul de fotbal, de antrenorul de fotbal, te poți baza pe el dacă are nevoie el de tine. Dacă tu ai nevoie de el, nu. Ei. Da. De cele mai multe ori. Asta nu înseamnă că nu sunt băieți. Bun, în general, teren, ca și cumva tot. Ai nevoie de el, de ei. Și mă gândesc că... Tot timpul ai nevoie de cineva, dar tu poți să alegi de cine ai nevoie. Problema este că la o echipă de fotbal nu se poate alege de pe zi pe alta un alt jucător. Poți să alegi jucători din ăștia la pachet, cum fac schimbări din astea masive, dar schimbările astea masive le fac pe bani publici și pe banii altora. Dar nu poți să faci acest lucru în mod real în momentul în care ești implicat în mod direct într-un genul ăsta de activitate. Adică o restructurare asta se poate întâmpla la echipe și cu profil din ăsta de tip, eu știu, capital de stat. Pentru că acolo se ridică 3-4 și votează și zic, bă, de mâine avem bugetul ăsta. De poi mâine ăla, că îl dau, că nu-l dau, e o altă discuție. La momentul când ești o societate 100% privată, trebuie să fii responsabil de activitatea care o faci. Să ai așteptări de la cineva. Foarte greu. Trebuie să te bazezi doar pe tine. Și ăsta a fost și... probabil că a fost un exces de măsuri. Adică ăsta a fost și conflictul principal. Când am constat în măsurile juridice care le luam noi împotriva lor.
Adică toate clinciurile, toate... adică, ca să vă dau un exemplu, dacă un jucător trec în alta, are un contract bine făcut și clubul e obligat să-i respecte obligațiile, zice, mamă, ce jucător, cât de bine a fost consiliat. Dacă un club face în raport cu jucătorii, cu absolut o jucătorii lucrul ăsta, nu se poate așa ceva, își bate joc de jucători. Incredibil. Adică, pentru că e melancolia asta față de jucător. Domnule Șiman, hai să vorbim clar. Sunteți de acord ca fotbaliștii să aștepte un salariu 2-3 luni? Nici o zi. Pentru că încă se întâmplă și azi. Atenție, și azi sunt întârzieri. Dar una e una, e alta e alta. Ok. Să zicem că un fotbalist nu este plătit. Da. Dar un fotbalist care semnează cu un club și nu dă randament, clubul și-l asumă? Păi, ți-l asum, cred, în momentul când îl semnezi. Eu întreb concret. Da. Dacă e un fotbalist slab și este plătit foarte bine, clubul respectiv și-l asumă? De ce-l ia? Și-l asumă sau nu? Da. Ok. Dacă un fotbalist se duce la un club și nu este plătit, nu trebuie să-și asume? De ce e vinovat cineva? A, da. Tot ok. Și atunci ce sens are discuția? Nu, întrebam pentru că... Adică e o chestie normală. O chestie... Păi, dar nu numai că e normală. Păi, la ora actuală, toată plusvaloarea creată nu este creată de fotbaliști, de antrenori. Este creată de proprietari care mai pierd... Mai a apărut un domnul Șucu, mai a apărut un domnul Rotaru, mai a apărut un domnul, eu știu, domnul Dioseghi de la Sepsi. Da. Adunați sumele lor care le-au cheltuit și care sunt pe minus. Gigi Becali, Rotaru, Șucu, Varga, Dioseghi, Botoșani și o să ajungeți undeva la 150-200 de milioane și asta este plus valoarea care se regăsește în fotbal. Și sunt unii, așa zis, și creatori de buget care zic, bă, ce buget avem? Că au învățat acum să vorbească și de buget. Dar ei nu știu cum să producă buget. Ei vorbesc de buget așa, ca o scară de măsură, dar atât. Deci ce buget avem? Păi dar normal că numai din asta trăiește. Normal că trăiește numai din pierderea cuiva. Păi vreți să ți-l aduc aminte pe Nicolae de la Astra? Vreți să-l aduc aminte Nicolae de la Brașov? Adună sutele de milioane care l-au pierdut pe Porumboiu, pe domnul Copos, pe Marian Iancu. Haideți să-i adunăm pe toți și să vedem ce a produs fotbalul românesc în ultimii 30 de ani. N-a produs nimic, a produs sărăcie. Asta a produs fotbalul românesc. A produs paguba unora. Asta a produs. Da? Adică așa zice vasele comunicante. Dintr-un buzunar s-a dus în altul. Și acum se întâmplă la fel. Numai că acum, înainte, venea unii și spuneau, mă, am promutat clubul, acum vine domnul Șucu cu o formă modernă și spune, am capitalizat. Să vedem cât o să-l capitalizeze. Până unde o să-l capitalizeze? Până când și până unde? Care e măsura de capitalizare? Că la un moment dat, un fotbal poți să mănânci atât cât tu nu poți să produci. Da, da. Gigi Becali să fie pe pierdere? Foarte mulți bani. Foarte mulți bani. Vă luați după ce spune el că îi place. El a menținut Steaua la nivelul care l-a menținut doar cu bani. Mă gândesc că a participat de atâtea ori totuși în cupele europene. Ce legătură are? Lucrurile sunt extrem de simple. Dacă la ora actuală ai produs un milion și tu cheltui două, un milion trebuie să-l pună cineva. Ce importanță are? Voi vă uitați numai la încasările care mâine transferă un jucător și dar costul jucătorului respectiv care? Da, practic, salariul. Poate păi dacă Hagi, dacă Gheorghe Hagi vinde în fiecare lună sau săptămână jucător, că vinde cu 50.000, că vinde cu 1.000.000, că vinde cu 3, dar transferă. Da, da. Numai cu bani și cumpără fără bani, da? Da. Cu mici excepții, a investit sume extrem de mici, da? Da. Și nu reușește să facă decât să pună nimic deoparte. Ce alt exemplu mai bun vă trebuie? Da, cumva, de un om care în fiecare an încearcă să-și producă bugetul pentru că are un deficit bugetar de o anumită sumă de bani. Problema este în felul următor. Unii aleg să apară să spună că ei bugetează și alții aleg să producă din fotbal, cum e cazul lui Gică Hagi.
Păi și care e soluția, domnule Șima? Că mă gândesc așa, la, hai să spunem, bine, dau exemple mari, dar uite, hai să luăm cazul Tottenham, care bine, a devenit un colos pentru că s-a construit și un stadion, are o istorie și așa mai departe. Să zicem, acel club a început de undeva, nu? Să aducă, să înceapă, să crească, să încerce să producă bani în fotbal. Noi cum am putea să reușim lucrul ăsta? Păi problema este în felul următor. Majoritatea cluburilor de afară au fost susținute financiar și au fost infuze de capital. Putem lua un exemplu mai cunoscut, care este Chelsea cu Abramovich. Da? Așa, okay. Da. El, când a predat clubul, a avut în jur de 1,5 miliarde bani împrumutați la Chelsea. Dar majoritatea banilor împrumutați au fost infuze de capital pentru necesități legate de transferuri. Da. Sau probabil de bani, eu știu, când a fost despăgubit Mourinho de 2 ori, da. Sau de cheltuieli neprevăzute, neprevăzute să da. Spunem așa. Clar. Dar Chelsea în tot timpul ăsta a produs bani pentru a se întreține. Pentru cheltuielile operaționale curente, Abramovich n-a trebuit să se trezească la 7 dimineața să întrebe dacă au apă plată sau nu. Cum se întâmplă în fotbalul românesc. Exact. Da? Și atunci asta este diferența. Aici se ajustează și cheltuielile de zi cu zi. N-ați auzit ce a spus Gigi Becali într-o zi? A zis că îl sună argăseală că au de plătit 2 milioane? Da. Ok, atunci să plătească sumele de transfer care erau și cheltuielile curente. Da? Da. Asta este fotbalul. Iar toată lumea vorbește de Benfica, că nu știu de ce sume vinde. Păi ce bani are Benfica? Unde-s banii Benfica? Unde ați văzut vreun club care să aibă bani care vinde jucători? Nu există așa ceva în lumea asta. Nu poți să ai bani vânzând jucători. Vin jucători pentru a te întreține. Iar problema este că în momentul în care vinzi un jucător, s-ar putea banii care i-ai încasat să-i cheltui cu jucători necorespunzători, cum fac majoritatea cluburilor din România. El se bucură că a încasat 10 milioane, 7, 8 sau 10, dar nu se gândește cu cine îi cheltuie. El tot trăiește sub impresia faptului că a vândut. Ce relevanță are cu cât vinzi? Tot timpul e relevant ce ai pe stoc. Dacă tu ai marfă slabă pe stoc, stocul tău scade, nu crește. Și atunci valoarea ta se duce în jos. Mai avem ceva pe stoc? Pe stoc nu avem, pentru că dacă aveam, nu erau la noi. Noi avem un stoc care trebuie reînnoit permanent, reîmprospătat. Adică... Nici FCSB-ul nu are stoc? De unde să aibă stoc? Dacă era stoc? Dacă nu se poate cel mai bun jucător al lor să se vândă cu 5 milioane, despre ce stoc putem vorbi? Păi putem vorbi de un stoc la un club care are o activitate de genul ăsta? Putem vorbi de un stoc viabil? Nu știu, mă gândesc. Nu, aveți dreptate până la urmă dacă nu. Dar sunt... asta nu înseamnă că ei nu au. Aici sunt mai multe nuanțe. Aici depinde și de antrenorii care sunt în cadrul unui club. Da? În ce măsură reușești să pună în valoare bunurile care le ai tu la club. Pentru că până când și cum acest lucru reușește să-l facă doar Gică Hagi. Și l-am făcut noi într-o oricare măsură. Adică noi l-am făcut ca și club, Gică îl face ca și un tot întreg. Pentru că el este clubul, este antrenorul, este patronul, este președinte, el e decidentul total. Și el are avantajul că îi și antrenează. Și el e singurul, probabil, că club din istoria României care a ratat niciun transfer, n-a ratat. Cum adică n-a ratat? Păi, dacă i-a dat 100, l-a vândut cu 100, dacă i-a dat 1 milion, același jucător l-a vândut cu 1 milion. A știut să vândă foarte bine. Majoritatea vor să vândă cu sume care nu sunt agreate de către nimeni și sumele respective nu le încasează niciodată și între timp cheltuiesc dublu sumei. Hagi își face socoteala pe stoc permanent, face ca la magazin, ce intrări și ce ieșiri are și dacă nu are ieșiri, imediat scapă de stocul care are. La orice preț, la prețul la care poți să vândă. Asta este diferența. În afară de Gheorghe Hagi, dacă ar fi, să dați exemple de conducători mai devreme, da. Vă place cineva din fotbal român? Are un model nu-mi displace nimeni. Nu, ca model de conducător, hai să ne... Nu am modele, nici... Eu nu aș face neapărat ca Hagi. Nu este un model pentru mine sau nu. Dar Hagi știe ce vrea. Dar nu este neapărat un model pentru cine mine. Cine mai știe ce vrea? Din actualii conducători, nu știu. A spus Varga, Dioseghi, Gigi Becali,
domnul Șucu, nu știu. Majoritatea știu, adică cred că știu, dar nu știu. Cred că mai degrabă asta e caracteristica. Pentru că oamenii care au succes într-un anumit domeniu de activitate, și majoritatea celor care activează în fotbal au un anumit gen de succes, că e de ordin financiară, că e, eu știu, are un business cu care se mândrește, a ieșit în față cu ceva. Dar nu înțelege că sunt alte mere, sunt alte pere. Fotbalul e cu totul și cu totul altă activitate. Și problema este că la fotbal nu există o rețetă. Și problema este că la fotbal nu există un sfat care poți să-l dai cuiva să procedeze într-un anumit fel. Că dacă s-ar preda o teorie undeva al managementului sportiv legat de un club sau altul, ar veni, eu știu, băieți extrem de inteligenți care le-ar învăța teoriile pe de rost și ar veni, ar prelua orice club din lume și l-ar face. Dar nu poți să-l faci. Pentru că este... Fotbalul este ca relația într-o familie. Nu poți să-i dai sfat unei alte familii cum să-ți crești copiii. Pentru că fiecare copil e diferit, fiecare nevastă e diferită. Nu poți să-i spui lui ăla, bă, dar uite cum fac cu a mea. Da. Că ea lui e diferită. Trebuie să știi ce nevastă să-ți iei ca să poți să conviețuiești cu ea. Așa e și la fotbal. Nu trebuie să iei cel mai bun jucător, trebuie să iei cel mai potrivit jucător pentru tine. Trebuie să ai niște criterii de selecție, niște principii de selecție. Selecția trebuie să fie pe ce ai necesitate, nu pe auzi pe trei la televizor că ăla e cel mai bun, că centrează cu stângul și trebuie să centreze cu dreptul. Dar FCSB-ul vi se pare că a făcut o selecție bună, încercând să ia cumva cei mai promițători. Hai să terminăm cu noțiunea asta. Nimeni în România, niciodată, dar niciodată, n-a luat cei mai buni jucători din România. A fost o singură perioadă în anii 90, când Steaua, da, și-a permis să facă lucrul ăsta pentru că nu existau concurență. Și atunci s-a uitat cine e cel mai bun. De-aia un Adrian Ilie, un Filipescu sau jucătorii de la momentul respectiv au confirmat la nivel internațional. Pentru că au activat într-o activitate fără concurență. Acum spuneți-mi dacă, spuneți-mi de când de Gigi Becalia pe investitor, de când de Șucu, Șucu a luat toți jucătorii de la CFR și de la Steaua care nu i-au vrut CFR-ul și cu Steaua. Asta nu înseamnă că nu sunt buni. Dar din cauza asta i-a dat CFR-ul că el nu i-a vrut. Nu pentru că a vrut să-i vândă... Da, okay, să-i cumpere, da. Gigi Becali n-a cumpărat niciodată niciun jucător de la Rapid sau de la Steaua. Cei mai buni. Absolut niciodată. De la Rapid sau de la CFR? De la Rapid și de la Steaua. De la Rapid și de la Dinamo, pardon. Niciodată. Ce jucători a luat vreodată, a transferat vreodată Steaua de la Dinamo sau de la Rapid? Sau invers, Dinamo să cumpere de la Steaua? Sau Rapidul Dinamo să cumpere de la Dinamo și de la Steaua? Păi nu, la Dinamo au mai ajuns de la Nu Steaua. Există cei mai buni jucători. Cei mai buni. Cine a fost cel mai bun la un moment dat? A fost cel mai bun, a fost, de exemplu, fundașul central care a ajuns la Lazio. La Radu Ștefan. Radu Ștefan. Cine a putut să leapă Radu Ștefan de la Dinamo? Cine a putut să leapă Marius Nicolae? Cine a putut să leapă Marica? Noiere, da. Noiere a fost luat, da. Da, bine, nu era. Aveți dreptate. Da. Adică, pentru că nicăieri, nici de la Barcelona la Real Madrid, cu mici excepții, doar dacă sunt liberi sau dacă se plătește o clauză, nu poate lua cei mai buni jucători de la echipele cele mai mari. Și atunci nu poți vorbi că tu ai făcut selecție. Cine stabilește care sunt cei mai buni jucători? Păi, conform... Și care e conform la ce? Conform, bănuiesc, unor parametri pe care, în mod normal, cineva îi studiază. Pe ce parametri? Că, de exemplu, niciun jucător din campionatul intern nu este titular la echipa națională a României. Niciun jucător nu este titular la echipa națională României. Niciun jucător nu este în secunda asta când vorbim. Depinde în ce perioadă judecăm. Adică când l-a luat FCSB pe Man de la UTA, Man era cel mai bun jucător din România? Nu știu, conform la nivelul lui, așa cred că ar trebui studiat. Că să ai un sistem atunci, de scouting. Atunci înseamnă în care... că tu... ca și club, care nu-ți permis să iei cei mai buni jucători dintr-o țară,
Dacă tu nu poți să iei cei mai buni jucători din România, cum oare poți să iei cei mai buni jucători din Kosovo, din Macedonia? Oare cum? Păi, se pare că am putut. N-am putut. Păi, unde din joacă Kosovo, jucătorii care au venit în România? Stați puțin. Din Kosovo, nu din Naționala Kosovo. Că e o diferență. Din deci dacă din Kosovo, păi din când vorbim de Kosovo, care era cel mai bun, nu știu, ați dat exemplu Kosovo și de vreau să zic. Deci pe Rahmani l-au luat ca fiind noi cel nu mai bun putem, din... Noi trebuie să înțelegem cine suntem. Noi, în România, da. N-am putut, nu putem și nu o să putem niciodată, niciun investitor care au fost și care sunt, să ia cei mai buni jucători. Nu există așa ceva. Și atunci trebuie să le ia ori jucătorul cu cel mai bun potențial, ori jucătorul cel mai potrivit, ori jucătorul care îl consideră ei util echipei lor. Că nu toți jucătorii sunt de cumpărare-vânzare. Sunt jucători care pot să fie de lot, sunt jucători care pot să fie de public, de atmosferă și așa mai departe. FCSB-ul a cumpărat jucătorii cu cel mai bun potențial de creștere? Sau majoritate? Câteodată da, dar nu tot timpul. Ce credeți că se întâmplă? Pentru că e un copil și e importantă părerea dumneavoastră, că ați văzut atâția copii. Ce se întâmplă cu Tabi Popescu? Nu se întâmplă nimic. Pare într-un cont de umbră... Nu e nici într-un cont de umbră, el joacă la fel. Păi și atunci cum? A fost... Evoluția lui este diferită pentru că încrederea și abordarea față de el este diferită. Dacă el joacă 40 de meciuri într-un an și în altul joacă 15 și din 15 10 rezervă, cum poți să dai același randament? Păi și cum ați proceda în cazul unui astfel de jucător care ne-a arătat și o spun, noi, ne-a arătat tuturor. Noi, la nivelul fotbalului românesc, la toate nivelurile avem o mare problemă. Noi punem accent pe om și nu pe formare. Problema este legată de abordarea și de percepția noastră dacă noi începem și creăm lucruri neterminate. Noi am creat, suntem singura federație din lume care vrem să creăm artificial jucători. Pentru un scop politic al tău să arăți că tu poți obține niște succese temporare. Adică cum poți să vorbești de dezvoltare, de meritocrație și de concurență când tu dai legi care elimină concurența? Obligativitatea de a juca pentru că ai o anumită vârstă. Păi cum poți să crească la fotbalist dacă el joacă numai pentru că are 18 ani? La sportul studențesc în anii 2000, când am promovat, avem 20 de jucători under 21. 20! Bine. Și nu ne obliga nimeni. Să prostie, deci e o prostie legea asta? Nu că e o prostie, e o lege antifotbal. O lege care favorizează non-valoarea. Pentru că de ce? Adică noi, în loc să vedem că din 100 de jucători promovați pe vârstă ajunge unul, noi ne mândrim cu ăla unul să arătăm cât de bună este. Pentru că așa se întâmplă când susținătorii unei legi pun mai presus susținerea lor decât principiile de bază de dezvoltare a fotbalului. Principiile de bază trebuie să fie meritocrația. Poți să ai 40 de ani, poți să ai 15 ani, poți să ai 20 de ani, dacă tu meriți, joci. Și atunci, de aici, dacă ăla zice, eu vreau să joace de 18, la echipele naționale iau jucători care joacă la Liga a doua. Zice, noi la echipa națională avem numai jucători de Liga a doua. Dar ei uită să spună că toți sunt obligați să-i bage pe aia. Cum poți să crești jucători care sunt obligați să joace undeva? Păi poate au văzut o problemă, nu știu, zic și eu, poate au văzut o problemă că nu mai erau promovați jucători. Dar nu ne interesează pe noi asta, dacă nu-i promovați, e problema alea care are echipa. Nu-i problema ta. Tu trebuie să găsești metode pentru dezvoltare, nu metode anti-dezvoltare. Același lucru se întâmplă, toată lumea se preocupă, a venit Gheorghe. Dar unde o să joace Gheorghe? Care e problema ta unde să joace? El a venit să fie concurent. De ce trebuie Krasnici să joace la Rapid? Pentru de ce?
s-au plătit niște bani. Și de pe Petrilean s-au plătit bani? Ba da. Păi și atunci cine trebuie să joace? În momentul ăsta, Petrila oricum e. Ok, dar francez nu s-au plătit, francezul nu-i fotbalist? Da. Și el de ce nu trebuie să joace? Pentru că s-a plătit pe Krasniqi bani. Ce mentalitate antică e asta? Ce legătură au plătitul banilor și cu cine joacă? Tu trebuie să ai niște jucători pe poziții în teren. Care și cine e mai bun să joace? Și în momentul când se va întâmpla lucrul ăsta, se va dezvolta fotbalul. Dacă nu se întâmplă lucrul ăsta, fotbalul nu se poate dezvolta. Dacă există păreri personale, eu cred că ăla e mai bun. Unul se trezește, vrea să-l facă un fundaș central, fundaș stânga. Altul se trezește, inventează altceva. Și pentru că vrea să arate că deștepte el, insistă pe prostia respectivă. Nu poți să faci fotbal în felul ăsta. Nu ai cum să dezvolți. Dar nu mi-ați spus totuși despre Tabi Popescu, cum ați proceda dumneavoastră? Păi l-aș cine aș stabili, care primul lucru ce trebuie stabilit la o echipă de fotbal, care e sistemul de joc? Care e sistemul de joc? 4-2-3-1 sau 4-3-3? Nu merge 4-2-3-1 sau 4-3-3. Păi nu, s-au studiat ambele variante. Ok, care este principiul pe care joci? E a doua, a treia, nu mă interesează, că întâi prima mă interesează. Că dacă vorbim de întâia și de a doua, facem o amestecătură. Probabil că acum se va miza pe 4-2-3-1 cu doi închizători. Cu pe 4-2-3-1 atunci stabilezi, dacă joc 4-2-3-1 la FCSB sau la orice altă echipă, stabilezi cine sunt mijlocaș și stânga. Păi mijlocaș stânga, bun, e Florinel Coman în momentul de față, da? E și Tavi Popescu. Ok. Dincolo este, poate juca Tavi Popescu. Nu mă interesează dincolo, că nu fac analiza asta. Dar Tavi Popescu a mai jucat în dreapta. Repet, nu mă interesează discuția asta. Bun, ăștia sunt. Pă, doi, din ei doi, cine mai bun să joace? Și o să fie amândoi foarte buni dacă e concurență. Amândoi o să devină foarte buni, dacă sunt buni. Dacă nu sunt buni, poți să-i forțezi pe amândoi că nu se conteze. Asta vă întrebam. E un copil despre care Gigi Becali a spus la un moment dat, dar nu mă interesează 50, 100 de milioane. Nu, vă întreb patronul echipei, așa a spus. După e care dreptul lui, iată, e dreptul lui. E normal, dar nu îl condamnă nimeni, Doamne ferește. E dreptul cum lui cum să-ți vinzi marfa e treaba fiecăruia. Dar nu se vinde așa. Asta e o impresie falsă, că dacă tu vorbești la televizor de pe stradă, nu-l vinzi. Tu nu-l vinzi pentru că tu vorbești prost. Nu, clar. Îl vinzi când găsești prostul. Dar atunci îl vinzi, nu că tu ai vorbit nu știu ce. Totul este să găsești unul mai prost ca tine. Deci nu e despre altceva. Da. Da. Da, da. Poate okay. Că e dur, dar așa e. Așa e, așa e, funcționează. Când îl dai pe unul necorespunzător, repet. Da, da. Când îl dai pe unul necorespunzător, da? Despre asta vorbim. Pentru că și Drăgușin a plecat în Anglia. Dar nu a avut încredere niciun club din Italia să investească în el. Ba, Napoli, vă referiți înainte sau când? Nu înainte. Nu, dar a fost oferta, n-a fost Napoli pe Juventus, dacă avea încredere în el, nu-l vindea. Ok? Se mai pot face greșeli. Se mai pot face greșeli, dar eu zic că abordarea de astăzi, da. Dar băiatul e un băiat extraordinar, nu putem să-l conte. Nu vorbesc sub formă de abordare. Da. Ăia care îl cunosc mai bine, au hotărât să nu-l ia. Corect? Da, la momentul acesta. Ok. Crezi că niciun club din Italia nu putea să plătească, să satisfacă pretențele lui Genoa? Ba da. Ok. Dar ei au hotărât, înseamnă că nu se după varianta asta. Asta nu înseamnă că au făcut bine sau nu. De ei așa au decis. Timpul va demonstra dacă au avut dreptate o parte sau alta. Restul sunt vorbe. Dumneavoastră credeți că a spăcălit pe cineva cu vreun transfer? Nu. Nu? Nu. Adică tot timpul ați spus lucrurilor pe nume? Da. În sensul despre un jucător care a fost cumpărat. Pe majoritatea sunt, eu de exemplu, sunt unii jucători, de exemplu la Rapid, au vrut să ia niște jucători și eu am spus să ia alt jucător, să nu le apară. Serios? Da, că nu e cop pentru așa ceva. Puteți să ne dați exemple? Nu. N-aș vrea. Da, ok. O să dau un singur exemplu. Vale Negru. La momentul respectiv, când l-au vrut Rapidul cu Petrescu în 2003, le-am spus să iau un alt jucător, de exemplu pe Lazar. Da? Da.
că Vale Negru încă mai trebuie timp pentru a s-a defini ca poziție în teren. Și au insistat extrem de mult doar pe Vale și n-am vrut să-l las, dar m-a sunat Vale Negru și m-a rugat să-l las. Și l-am lăsat. Și ați... L-au luat și pe Lazar, la un moment dat. L-au luat pe Lazar dintr-o întâmplare. Pentru că Rapidul vroia un alt jucător, dar nu o să spun care. Și domnul Sichitiu, care a colaborat cu noi o lună de zile, a zis, bă, jucătorul care trebuie să-l luați imediat este Lazar, nu alt jucător. Și așa a ajuns Lazar la Rapid. Dintr-o întâmplare. Nu dintr-o dorință extraordinară. Eu stau și mă gândesc în câte negocieri ați avut parte și cu câți, da, cum erau vremurile înainte, conducători mulți și conducătorii, da, care aveau, da, vorbele la ei și banii la ei. Nu e, care au fost cele mai, așa, cu cine ați negociat cel mai... Nu am avut probleme de genul ăsta. Nu erau negociatori mai duri, mai greu de învins? Niciunul, nu, pentru că mă gândesc, dacă nu mă înșel... Nu, eu am avut cu domnul Copos, cu domnul Bosânceanu, cu Dinamo foarte puțin, adică cu Ciobotariu, adică un transfer, da, mic, Cristian Ciobotariu. Cu cine mai? Cu Marian Iancu, absolut niciun fel de negocieri. Dar cu domnul Copos erau ușoare negocierile? Că era, nu erau mai... simple, nu erau complicate deloc. Serios? Nu. Pentru că se spunea cu ariciul la buzunar. Cu... Nici vorba de așa ceva. Spovești. Cum spovești? Dacă toată lumea a vorbit de asta la sunt extrem de simplu. Majoritatea problemei patronilor sunt anturajul lor. Aha. Pentru că, de exemplu, dacă tu discuți cu un patron, bă, vezi, fii atent că să te face pilaf. Vezi, bă, că ăsta te prostește, el mai știe cum te cheamă. Și el își ia o rezervă și se schimbă. Dacă nu... Problema unor patroni este că nu simt și nu înțeleg fotbalul. Și atunci se schimbă în funcție, oscilează. Pentru că n-au niște lucruri clare și niște principii clare după care se orientează în a lua și a transfera jucători. Și de aici apare greutatea. Nu în sensul că e greu să discuți cu ei. Da. Chiar nu a fost... Da. E problema asta că tot timpul se găsește unul care vrea să aibă grijă de banii patronului. Se cheltuie cum vrea el, nu cum vrei tu, ăla străinul. Da. Și să dicteze el, să-l aibă el în subordonare. Pentru că fotbalul la începutul anului 90 n-a fost condus de către patroni. Spre 2000 au început să preia puterea patronii. Era condus de către executivi și de către antrenori. Ei luau deciziile. Am înțeles. Erau de executivi, da. Ei erau executivi influențabili care erau în cooperativă și care decideau anumite lucruri. Da? Și atunci patronii decidenți au apărut ulterior, care au început să se, cum a fost Gen Gigi Becali, și comportamentul, da, lui domnul Copu s-a schimbat în sensul că la început asculta mai mult. Pe urmă, da, asculta mai puțin, ulterior nu mai știa, nu mai asculta, nu mai știa încotro să se ducă, pentru că așa au fost vremurile. Nu poți să judeci un om că procedează într-un fel dacă el nu stăpânește, pentru că e foarte greu să stăpânești un om. Da? Ok, noi avem o relație personală în cadrul unei familii și de multe ori nu stăpânim relațiile respective. Da? Imaginați-vă că trebuie să ai de-a face cu 20 de fotbaliști sau cu 30 care gândesc în 300 de feluri, care au veri, care au iubite, care au părinți, care au bunici și care toți vorbesc într-un anumit fel. Să-i faci pe toți să gândească cum. E imposibil. Și atunci din cauza asta apar scurcircuite. Din cauza asta unul te contestă, altul te judecă, altul te vede bun, altul te vede rău. De aia nu trebuie să cauți să-ți satisfaci pretențiile unui jucător sau unor ziariști. Că nu poți să fii plăcut. Tu trebuie să fii tu însuși și viața o să aleagă cine te place și cine nu. Ați vorbit de cooperativă. Ați spus un cuvânt greu. Greu pentru fotbalul românesc la acele vremuri. Ați
Nu, că cooperativa nu e. Cooperativa nu, e, nu, are o rădăcină fost, mult știu, mai profundă. Știu la ce v-ați referit în, da, în ansamblu, nu. Nu mă refer la niște persoane. Ați fost vreodată în vestiar, domnule Șimon, ați fost vreodată în vestiar să le spuneți jucătorilor să pierde un meci? Nu. Antrenorului? Nu. Cum se făceau lucrurile înainte în cooperativă? Eu bat la tine, tu bați la mine? Nu. Sau invers? Păi făceau... Întrebați-i pe cei care făceau, că ești tu foarte bine. Dar a avut cineva această intenție cu dumneavoastră? Fără să ne dați nume, dacă nu vreți. Din cooperativă niciun. Din aia drepți. Din aia drepți? Serios? Da. V-au propus niște... Da. Și ce? Cooperatiști niciun. Niciodată. De ce le-a fost frică? Nici măcar nu m-au... Ei știau cine face și cine nu face. Când ai bordel, știi cu cine, cu ce se ocupă. E niciodată, niciun. Serios? Niciunul n-a îndrăznit să... Și din afară cum v-a spus? Hai să facem și noi o nefăcută și dumneavoastră ce a spus? Adică cum reacționezi? Respectabil, respectabil au încercat. A. Da. De la cluburile mari, înțeleg. Atunci e clar. Cluburi mari. Cluburi mari, mici. Repet. Da. Am atâta pot să spun. Dacă la momentul respectiv nu am ieșit public și nu am spus, mie nu-mi place... Ați fost tentat să spun? Să spuneți că nu sunt genul. Îmi place să vorbesc despre ce fac alții. Vorbesc doar despre ce fac eu. Mă interesează ce fac alții. Că el, adevărul nu e ăla care îl cunoaște cineva. Adevărul e ăla care îl trăiești tu. De exemplu, dacă unul are o imagine foarte bună și el e putred, după mine nu mă interesează să-i scot putrezimea lui la suprafață. Pentru că el e mai grav să trăiești cu putrezimea decât să-ți o cunoască cineva. Interesant. Da. Adică dacă trăiești tu cu minciuna permanent și ești cu sufletul tău, dacă tu ești duplicitar, dacă tu ești fals, dacă tu ești, eu știu, te dai într-un fel și ești altfel, mai mare povară de atâta nu poate să fie. Bă, ok, îți creezi imagine, îți construiești imagine și la ce te ajută? Păi nu te ajută, că pe interior probabil dacă ești... Dacă tu ești plin de bube și te fardezi, contează că ai bube sau contează că te vezi la televizor că ești curat la față? Ești curat. Da, că te-ai fardat. Da, nu, da, da, nu-ți acoperă esența ta. Nu-ți acoperă nimic. De-aia trebuie să fii tu însuși. Iar trecem într-o extremală. Ca să fim rentabili, trebuie să producem. Și fotbalul românesc, atâta timp cât se va baza pe o plus valoare care vine din exterior, așa zisele investiții, pentru că peste tot investițiile se fac infrastructură, sau investițiile se fac în, nu în cheltuieli curente, nu să vezi un proprietar din lumea asta care să dea bani la, eu știu, la deplasare cu avionul. Dacă nu-și permite deplasare cu avionul, să o duce cu trenul. Da, corect. Dar un stadion, cum a făcut și Tottenham, cum a făcut și, eu știu, Arsenal, un stadion cu bani, un miliard sau 800 milioane sau 500 milioane investiți care ei consideră că îi aduc plus valoare, îl fac. Dar ăla se și, eu știu, rentabilizează. Da? La noi, dacă tot ce înseamnă stadioane, tot ce înseamnă terenuri de antrenament, tot ce înseamnă baze materiale, aparțin statului. Despre ce plus valoare? Dacă cluburile nu au fost capitalizate inițial, dacă un club din România nu are nimic, niciun club din România nu are nimic, pentru că ce are FCSB-ul e al lui domnul Gigi Becali. Da. Tot ce se întâmplă acolo nu e al, nu are nimic. FCSB-ul plătește chirie firmele domnului Becali. Șucu a făcut două baze care sunt proprietatea lui Mobexpert sau a firmelor lui. Care, nu știu exact la ce film. Dar credeți în proiectul ăsta sau, Rapidului? Sau stadionul Rapid. Toată lumea vrea stadion, dar... Adică, practic, ai un stadion care plătește o chirie și care e foarte greu de exploatat în sensul să aducă venituri. Dar credeți, spuneți de Rapid, credeți în proiectul Rapid? Eu nu trebuie să cred. Pentru că eu n-am treabă cu Rapid. Nici nu mă interesează Rapid. Nu. Cum vi trebuie se pare? Trebuie să creadă cei de la Rapid. Nu trebuie să credem. Păi, ei cred, deoarece sunt acolo. Ei au ales o anumită abordare. Au ales o anumită strategie. Anumite lucruri o să le înțeleagă vreodată sau poate nu le înțeleagă niciodată. Depinde de ei.
Fotbalul este dacă înveți sau nu înveți din greșeli. Dacă repezi tot timpul greșelile, te duci spre faliment. Dacă înveți din greșelile, ai o șansă să-ți cumperi greșelile cu bani, cum au făcut toți investitorii de fotbal din România. Pentru că ei i-au oprit, nu pentru că au falimentat, pentru că nu poate să falimenteze Copus. El a încetat să mai bage bani, n-a mai vrut să susțină artificial o echipă și a renunțat. Dintr-un motiv, nu contează de ce. Foarte mulți a falimentat domnul Bosânceanu, că s-a retras de la Faro. Nu, a pierdut 10-12 milioane cât a pierdut, s-a retras. Și atâta a putut de asta, să piardă, da. Nu, atât așa, nu mai a mai vrut da. Să piardă. Asta este problema. Gigi Becali a hotărât să rămână, că el vrea să piardă în continuare sau crede că îi recuperează. Ea a recuperat o parte, iar îi dă, iar îi recuperează. E fotbalul ca la casino. Depinde la ce oră te scoli de la masă. FCSB, CSA Steaua, un scandal ce are o perioadă deja destul de lungă. Există o soluție? Vor ieși vreodată? O vor scoate la capăt? Credeți că se găsește? Mai mare prostie decât ce a făcut domnul Talpan nu poate să existe pe lumea asta. Adică e singurul jurist din lume care a dezrădăcinat steaua. Exista o stea și el, în loc să o ia înapoi, a desfințat-o. Asta este sensul, nonsensul juridic a cererii domnului Talpan. El a zis, bă, tu e proveniai de la steaua, tu ai fost steaua, tu ala steaua e legal, gata, te distrugem, tu nu mai ai steaua. Adică, practic, și el s-a înființat din nou sub o altă denumire, la CSA Steaua, și el susține că el e ăla din nu știu când, din 1900 toamna. Păi, pe criteriul ăsta, că sau zice, bă, ăștia în justiție fac următoarea dreptate. Zice, stai puțin, că palmaresul e al tău, da. Dar palmaresul PNL-ului și a PNCCD-ului, care n-a existat câteva zeci de ani, acu' e oare? Păi nu știu. Păi PNL-ul de acum n-a funcționat după război, după ce au fost desființat de către comuniști. Dar s-a înființat mai nou. Toate CSA-ua, structura CSA-ului, se numește la fel de când s-a înființat? Câte decizii? Păi pe criteriul ăsta înseamnă că nu mai există nimic pe lumea asta. Că nu-i nimic la fel, doar buletinul e la fel. Ei, practic, au l-au obligat pe Gigi Becali să schimbe buletinul, să nu se mai numească Steaua, să numească FCSB. Dar persoana e aceeași. Identitatea juridică e aceeași, care s-a desprins din ei. Dar se poate lua palmaresul, domnule Șiu? Nu se poate lua, adică... idioțenie. Și palmaresul e ăla de care participă în competiție. Palmaresul este al FCSB-ului pentru că e echipa care a fost înființată da, în 1400 și ceva. 1947. Da, și participă de atunci permanent în Liga 1. Și toate echipele care au participat, că s-a numit CSA, că s-a numit CCA, da. Adică ei de ce sunt Steaua dacă s-au numit CCA? Ei de ce s-au numit, de ce sunt Steaua? Eu zic că nu sunt Steaua. Că s-au numit CCA. Eu zic că și CCA. Tu zi altceva. CSA. Păi zi, tu spui cum vrei. Da. Păi și atunci, pe criteriul ăsta, poți să contești orice pe lumea asta. Adică ei sunt Steaua, că s-au numit la un moment dat Steaua. Adică ei puteau să... Dar Gigi Becali nu poate să aibă Steaua, că s-a numit la un moment dat Steaua. Că nu vor ei. Dar există o rezolvare cumva? Mai există o chestie? Există rezolvare cu oameni rezonabili, cu oameni incapabili și nerezonabili. Nu poate exista rezolvare. Oameni, nu poți să rezolvi problema când o creezi problema. Problema o rezolvi când o stingi. Dacă este un foc, nu pui benzină, ci pui apă. Ca să stingă focul. Mai iasă fum puțin, dar pe urmă rămâne jerate cu ăla, la lei, îl strângi puțin și a dispărut. S-a uitat că a fost foc. Dacă se dorește, pentru că aici e o amestecătură de serviciile secrete ale armatei, de politicieni, de miniștri, de tot felul de oameni din ăstea cu orgolii nemăsurate pe bunurile statului. Pentru că statul, cea mai mare problemă asupra omenirii care a existat este comunismul. Care a denaturat gândirea și mentalitatea oamenilor. Iar comuniștii ăștia s-au transformat în capitaliști sălbatici. Și îi zic în felul următor, în ce constă
mentalitatea lor. Ei zic, mă, îți dau asta, ești proprietar, dar vezi, mă, băiatule, că dacă nu te porți frumos, să o iau înapoi, când vreau eu. Pentru că asta nu se înțelege, pentru că nu, ei n-au avut niciodată nimic. Ei se folosesc de bunurile statului ca de bunuri personale și le gestionează în consecință. Și atunci se joacă cu soarta oamenilor, cu viața oamenilor, cu echipele, se joacă cu orice. Pentru că la ora actuală, Dinamo nu-i Dinamo, Steaua nu-i Steaua, Rapid nu-i Rapid și așa mai departe. Nu e nimic ce trebuie să fie. Și atunci tu vorbești că să produci bani. Cum să produci bani o societate care nu are identitate și nu are niște lucruri și apartenență clare? Pentru că primul lucru ce fac echipele mari, un cartier cu cine ține? Cu toate. Un cartier cu cine ține? Cu Arsenal. Un cartier cu cine ține? Cu Chelsea. Un alt cartier cu Crystal Palace. Un alt cartier cu Fulham. Da. Un alt cartier cu Watford. Un alt cartier cu Queen's Park Rangers. Da. Și putem continua la nesfârșit lucrul ăsta. Dar apartenența asta e clară. Nimeni nu a reușit să conteste apartenența. Aici, dacă oamenii sunt bolnavi și contestă, te cheamă Vasile și tu zici, ei vor să te facă Gheorghe, Ion, Mihai, că așa vor ei. Nu poți să faci ceva. Și de aici, dacă la baza construcției e greșită, s-a plecat cu structura juridică greșită din început, cu forma de organizare greșită din început, cu principiile care au stat la bază, de ce n-au fost împroprietărite cluburile cu stadioane, cu bază materială? De ce nu li s-a dat tot printr-o licitație publică, cum s-au privatizat fabrici? De ce nu s-a făcut lucrul ăsta? De ce tu practic te ocupi de ceva, de ce n-ai nimic? Ăla stadionul e al lui ăla, stadionul sportului, 60% e al Politehnicii, 40% e al arhitecturii și acces la terenul 2 l-ai pe o stradă, acces la terenul 1 pe altă stradă, că au făcut o întabulare din aia de academicieni. Cum poți să faci ceva pe lumea asta? Dacă lucrurile nu sunt clare, ce treabă are Politehnica și arhitectura cu stadionul din Regie? Ce treabă are? A fost... Și a fost împărțit. Ce a fost împărțit? Pentru că s-a dat o lege că toate bazele materiale să le treacă la instituțiile superioare de învățământ. Iar instituțiile superioare sunt întabulate pe numele lor, sunt în proprietatea publică a statului, ei nu le pot înstrăina, dar statul, printr-o ordonanță, poate să le ia oricând. Dacă mâine există unul care nu știu cum e, nu armata, că vezi că da, cu armata și prim-ministru se descurcă mai greu. Da? Să fie o altă, eu știu, instituție, mai puțin de forță, să zicem, armata sau Ministerul de Interne. Mâine de ordonanță de, eu știu, de guvern, se schimbă statutul. Poi mâine se schimbă iarăși. Dacă niciodată nu va exista niște lucruri clare, păi tu știi că în București nu este niciun teren de antrenament? În București, în centrul București, nu te poți antrena nicăieri? Normal, de iarbă? Mă gândeam la Dinamo, da. Ce să aibă Dinamo? Terenul. Nu există așa ceva. Noi vorbim, noi facem de antrenament, stadioane, da. Noi facem stadioane de sute de milioane în care bate vântul prin ele, ca să ducă doi, nu știu cine, să se dea marpă acolo cu șampanie și noi nu avem unde trăi zi de zi. Noi nu avem unde să ne antrenăm. Eu nu înțeleg analfabetismul ăsta în dezvoltare. Cum poți să faci stadioane și să nu faci terenul de antrenament? Păi Rapidul are un teren de antrenament la tot Rapidul. Are, are un teren de iarbă, da, și un teren sintetic. Atât. Două terenuri la Rapid și vorbim de bază materială? Păi știți câte terenuri are Milanul? 14. La două baze. Copii într-o bază și, eu știu, primavera și prima echipă în o altă bază, care au 6 și 7 antrenamenturi. Au 14 terenuri de antrenament. Păi noi vorbim despre cum să te dezvolți pe terenuri de mini-fotbal. Că suntem campion mondial la mini-fotbal. Că la noi toți joacă mini-fotbal.
nu joacă fotbal. Zice, cum să faci trecere? Trecere se face pe dimensiuni, pe repere. Nu te poți antrena pe mine în fotbal să joci fotbal în 11, pentru că nu ai capacitatea de efort să faci acest lucru. Pentru că distanțele sunt diferite, reperele sunt diferite. Iar aici Deza, sunt peste tot numai mini-fotbal, miuță, miuțari. Și noi ne-am transformat din echipe de fotbal în miuțari. Și ei nu pot să joace fotbal de performanță. Pentru că nu se lucrează în condiții de performanță. Da, apropo de mini-fotbal. Că noi vorbim de în ce condiții se antrenează echipele pe timp de an. Dar nu vorbim în ce condiții se antrenează tot anul? Da. Haideți să analizăm unde se antrenează echipele tot anul. Care sunt terenurile de antrenament care le folosesc echipele? FCSB-ul are. CFR-ul are. Ce unde are CFR-ul? Are o bază acolo la... Închiriată de la... Da. CFR-ul are stadionul lor, da, proprietatea lor, dar nu au un teren de antrenament al lor. Ați pomenit așa ceva? Cum să ai teren de 10 milioane și să nu poți să ai teren de 100 de mii? O fi mai scump terenul de luat în arendă. Nu, e simplu. Da. Dar am văzut tu unde se antrenează, sunt condiții, da? Dacă nu e al lor, nu știu dacă... E închiriat. Super. Ce să zic? Terenul e la unii, închiriat de alții, folosit de alții, e o amestecătură totală. Dați-mi un exemplu de un club care are un teren al lui. E Rapidul nu are niciun teren. A, domnul Șuc. Și domnul Șuc nu e Rapid. Da, e patronul Rapid. E proprietarul Rapidului de drept. E foarte bine intenționat ca și investitor. Nu se pune problemă. Dar terenurile nu aparțin de Rapid. Punct. Rapidul nu are niciun teren. Rapidul închiriază de la cei care dețin terenurile și plătesc din chirie. Dinamo nu are niciun teren. Să fică. Bine. Jumătate. Nici Dinamo nu are decât jumătate de săftică. Da. Adică nu are o bază materială. Cine mai are bază materială? Hai să luăm toate cluburile. Și atunci... Sepsi nu cred că sunt întabulate pe... Nu știu cum fac cu banii din Ungaria. Mi se pare că sunt întabulate pe o asociație care îi dau administrare cluburilor. Nu cred că e în proprietatea cluburilor. Nu știu dacă sunt sau nu sunt întabulate, că nu are cum statul unguresc să vină să-l împrăpătărească pe o firmă comercială din România cu niște, vorbim de 10 de milioane. Nu, poate dat nu niște bani. Juridic, nu mă gândeam cum ar fi putut face. Structura organizatorică care o au, dar cu siguranță nu este clubul de fotbal proprietar asupra terenului. O să întreb, chiar o să mă interesez asta, mi-ați dat o temă. O temă, și atunci noi vorbim de Craiova. Craiova lui Adrian Mititelu. Mititelu e singurul care are terenuri de antrenament. Ce bază. Uite, singurul investitor din fotbal românesc care are terenuri de antrenament. Uite, l-am găsit pe unul. Hagi. Și Hagi. Da. Da, și Hagi, dar Hagi în dezvoltare. Hagi avea până acum un teren, două. Adică nu vorbim de la nivelul... dar acum am înțeles că face mai multe terenuri și face, scurt timpul să aibă. Și tot se construiește acolo. Se tot dezvoltă. Da. Mă uitam așa cu dumneavoastră înainte să începem, ne uitam aici pe pereți și ați recunoscut, evident. Îi recunoașteți pe toți, dar câțiva i-ați avut. Da. La Stelea Stancu, Bucur. Stăncioiu. Cum era Gigel Bucur? Un băiat extrem de serios. Serios? Da. Stăncioiu? Foarte determinat, foarte hotărât. Și Stelian Stancu, că tot a spus? Băiat serios, un muncitor. De care asta este caracteristica lui. Un preocupat muncitor. Vă întreb în final... Care a fost antrenorul pe care l-ați avut și v-a impresionat așa cel mai mult? Nu pot să evidențiez niciun antrenor. Am avut mulți antrenori care au și-au pus amprenta și ne-am ajutat reciproc la momentul respectiv.
Dar Dan Petrescu era... Era un... Pe Dan Petrescu este un om serios. Dar era și dur. De atunci, nu? Are un anumit fel de a fi. Nu se numește duritate. E o formă de exprimare a lui. El crede în ceva. Și în ce crede, încearcă să implementeze. Știe niște lucruri, să începe niște lucruri simple. Lucrurile simple încearcă să le implementeze cât poate el mai bine pentru, cu viziunea lui și cu propria lui concepție despre lucru. Vă întreb în final și de Naționala României, care a făcut o performanță, după părerea mea, este o performanță în acest moment să ajungă la un turneu final în condițiile în care nu avem echipe în cupele europene. Cum vedeți acest turneu final pentru Edi și compania? În sport, tot timpul contează ziua de mâine, nu contează ce a fost ieri. Ei trebuie să confirme așteptările care există sau cel puțin să confirmă rezultatele bune, pentru că dincolo de controversa evoluției, Naționala României a făcut și rezultate foarte bune. Și aici no, e greu de stabilit dacă e doar conjunctura, dacă e și pregătirea, dacă e și o anumită maturitate, o situație de moment, pentru că ca să ai succes tot timpul trebuie multe lucruri împreună. Nu poți să ai succes pentru că ești un foarte bun antrenor. Trebuie să ai și niște foarte buni jucători, trebuie să ai și un club potrivit. Așa și la echipa națională. S-au adunat astrele, s-au potrivit pentru moment, dar ca succesul ăsta să nu fie singular, trebuie să confirmăm. Printr-o evoluție, e foarte greu să ai așteptări din Naționala României la un campionat european. Din moment ce noi, din 5 participări, asta e a 6-a, am câștigat un singur meci. Nu poți să vorbești de un succes a Naționalei României la un campionat european când l-ai câștigat și cu cine? Cu Anglia. Cu Anglia. Care, întâmplător, am și fost la meciul ăla, în 2000. Să vă duceți și acum. Nu, dar nu despre asta e vorba, că nu o să da. Câștige în funcție dacă sunt prezente sau... Vedeți că sunt atâtea superstiții în fotbal încât nu mai știi nu, ce să zici. Nu, superstiții. Se leagă de superstiții din lipsă de soluții. Superstițiile nu te ajută la absolut nimic. Superstițiile nu te ajută. Dacă ai valoare, te ajută totul. Dacă n-ai valoare, nu te ajută nimic. Iar să te entuziasmezi și să consideri că tu ești mai bun decât, eu știu, posibil adversar din grupa a doua sau ești superior la Slovacia, nu știu pe ce te bazezi. Nu știu pe ce criterii. Păi adică, că... nu știu pe ce. Adică... Ne bazăm pe faptul că am ieșit cumva primii din grupă. Okay. E mult prea puțin. Noi trebuie să ne ducem să batem, nu să vorbim. Noi vorbim prea mult. Vorbim prea mult, discutăm prea mult, comentăm prea mult, analizăm prea mult, îl contestăm prea mult. Totul a făcut unul ceva, îl contestăm. De ce? Lasă-l pe om să facă. Lasă-l să facă. Lasă-l să atingă scopul în felul lui. Nu putem transforma. Noi constatăm când creștem și ne maturizăm că e foarte greu să influențezi un om apropiat ție. Și noi vrem să influențăm lumea. Noi vrem să influențăm opinia publică. Nu! Noi trebuie să ne vedem de treaba noastră. Treaba noastră care? Ne-am calificat? Hai să încercăm să ne vedem, să apreciem care este nivelul real al echipei naționale, să vedem ce putem să obținem. Nivelul real, nu calificare sau necalificare. Despre ce discutăm? Și nu contează unde joacă jucătorii. Nu. Pentru că valoarea unui grup nu îți dă neapărat valoarea individuală a jucătorilor. Și nici invers. Și nici invers. Adică trebuie de multe ori lucrurile respective coincid. Adică trebuie să ai și una și alta. Scurt, pe final, ne calificăm sau nu? Din grupa asta. Nu. Nu ne calificăm? Bun. Ne auzim după turneul final. Vreau să mai vorbim. Eu cred că ne calificăm. Asta e părerea mea. Eu sunt și mai optimist. Eu aș vrea să fie așa. M-ai întrebat părerea mea personală. Da, părerea dumneavoastră personală. Da. În final, mi-aș dori să ne și semnați aici pe masă, așa cum așa facem. Așa pe da, masă. Da. Eu avem o masă acolo plină în spate, pe care s-a semnat. Aceasta e o masă mai nouă de la prietenii noștri de la Mobile Arts.
Vă mulțumim foarte mult pentru prezență. Mai sunt multe lucruri de spus și multe de vorbit, că aveți povești. Nu să putem să le spunem pe toate odată. Mai le spunem pe rând. Exact. Vă mai așteptăm și vă mai așteptăm. Încă mai putem să le spunem. Vă mai așteptăm în fotbal, în viața publică din fotbal, pentru că poate mai viața sunt și viața publică ține de dorința fiecăruia exact. A fi într-o anumit fel. Exact. Vă mulțumim tare mult pentru prezență, domnule Șiman. Dragilor, dumneavoastră rămâneți cu noi. Evident că vom avea de fiecare dată lucruri interesante de spus de aici, de la Victory Extra Time, din pubul de la Victorica.